Avântul Reghin înregistrează primul eșec din actualul sezon al Ligii a 3-a de fotbal, seria 5-a. Elevii antrenați de Vilistoica au pierdut în deplasare la unirea Jucu. Scor final 2-0, la la capătul unui meci slab făcut de Reghineni. Un meci modest din partea noastră, n-am prins prea o zi prea reușită, echipa gazdă ne-a dominat la, la, capitolul agresivitate și unde, unde noi am suferit foarte mult. O, o victorie meritată a gazdelor, trebuie să felicităm și noi să, să ținem capul sus, mai sunt atâtea meciuri de jucat, sper să, să ne revenim. Da, nici uh, au, mai spus, au o echipă foarte bună, nu se, niciun meci nu se amână cu celălalt, amical sunt, știu eu, cu tentă amicală, Ofici, la meciuri oficiale toată lumea se mobilizează foarte bine, au o echipă bună, pur și simplu, pur și simplu au, fost, au fost mai buni ca noi în acea zi. În urma înfrângerii de la Jucu, reghinenii pierd contactul cu echipele din fruntea clasamentului și coboară până pe locul 7 cu 6 puncte, având un meci mai puțin după ce în etapa trecută au stat. În runda următoare, avântul Reghin întâlnește pe teren propriu Comuna Recea, sâmbătă 1 octombrie de la ora 15.